Importantă și importantă, este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale, calea spre mântuire. Bună seara, Doamne ajută și bine ați revenit pe canalul de YouTube Calea spre mântuire. În această seară îl avem din nou alături de noi pe Părintele Hristofor de la Episcopia Hușilor. Sărut dreapta, Părinte, și bine ați revenit alături de noi. Bună seara tuturor celor care ne ascultă. Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fim împreună în această seară, unde avem multe de învățat, mai întâi eu. Doamne ajută! Înainte să intrăm în discuții, invit pe toți cei ce ne urmăresc să lase întrebări în secțiunea de chat a live-ului de pe YouTube, astfel încât în partea a doua emisiune să le putem adresa părintelui. Vă invit să dați un like, să distribuiți acest live, să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja și vă reamintim că în descriere găsiți toate modalitățile prin care ne puteți susține activitatea noastră pe acest canal de YouTube. În această seară continuăm seria de emisiune legată de acest minunat praznic al bobotezei sau al botezului Domnului nostru Iisus Hristos, astfel încât să ne încărcăm cât mai mult, nu doar cu har și binecuvântare de la Sfintele Biserici, prin Sfânta Gheazmă Mare, ci și cu multe cunoștințe, astfel încât să fim mai statornici în fața ispitelor și al luptelor duhovnicești. Așadar, Părinte, aveți cuvântul. Da, împărtășirea prin cuvânt este tot o formă de împărtășire în biserica noastră și tocmai de aceea perioada aceasta minunată a sărbătorilor, unde am prezunit nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, apoi tăierea împrejur la 8 zile și atât că astăzi, în ziua de 6 ianuarie, am sărbătorit marele praznic al botezului Mântuitorului nostru Iisus Hristos în apele Iordanului. Și pentru că acest praznic are foarte multe simboluri și foarte multe învățături, aș vrea să pornim împreună la drum și aș vrea să le cer permisiunea tuturor celor care ne ascultă să începem cu aceste cuvinte pe care Sfântul Ioan Botezătorul le-a rostit și pe care Sfântul Proroc Isaia mai înainte le-a prorocit. Îndreptați calea Domnului și drepte faceți cărările Lui. În vechimea această sărbătoare se numea Sărbătoarea Arătării Domnului, pentru că se prăznuia împreună și nașterea Mântuitorului Iisus Hristos și botezul Mântuitorului și de aceea se păstrează și colindele care se cântă astăzi în ziua de 6 ianuarie, tocmai pentru că atunci era o singură sărbătoare când Mântuitorul Iisus Hristos s-a arătat la vârsta de 30 de ani, venind să primească botezul de la Ioan, botezul pocăinței. Și atunci se aude glasul lui Dumnezeu, Tatăl din cerul, care spunea: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit pe acesta să-L ascultați. Duhul Sfânt se coboară în chip de porumbel și umanitatea primește o nouă revelație. Cea mai importantă, revelația Sfintei Treimi, se descoperă nouă tuturor, revelația Sfintei Treimi. Și aș vrea să plecăm din Vechiul Testament, din Cartea Genezii. Atunci când Dumnezeu a făcut lumea, spune că Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor. Iar Sfântul Vasile cel Mare tâlcuiește frumos și spune că așa cum o cloșcă își încălzește ouăle ca să le dea viață, ca să le încălzească spre a naște viață, la fel și Duhul lui Dumnezeu încălzea această apă primordială pentru a o pregăti ca ea să devină element esențial a vieții ce ne înconjoară. De aceea și Mântuitorul Iisus Hristos se coboară în aceste ape ale Iordanului ca să rezidească lumea cea căzută, ca să ne împace pe noi cu Tatăl și ca să ridice făptura cea veche căzută în păcat, căzută în neascultare, să o aducă din nou la starea cea dintâi a curăției, a iluminării și a desăvârșirii. De aceea, Sfântul Ioan Botezătorul este cel care are un rol important, un rol esențial în această lucrare a Domnului, pentru că așa este planul lui Dumnezeu și așa îl vedem în toată istoria umanității. Dumnezeu, când are un plan, când vrea să ne descopere ceva și mai ales această descoperire a venirii sale pe pământ printre noi oamenii, a fost pregătită cu ani și sute de ani și mii de ani înainte prin Vechiul Testament,
prin profeți, prin proroci, prin pilde, prin prorocii și mai ales prin acest ultim profet al Vechiului Testament, este cel care desparte, despică în două această întâlnire a Vechiului Testament cu Noul Testament și este Sfântul Proroc și înainte mergător și botezător Ioan. O personalitate autentică, Dumnezeu, iată, pregătește și pune deoparte un popor ales din Avraam, din care el însuși se întrupează, dar în același timp, pentru a putea fi înțeleasă misiunea sa, cuvântul său, taina sa și venirea sa printre noi, ne-a pregătit nouă, oamenilor, mai multe elemente prin care noi să putem să înțelegem că el este cu adevărat Mesia, că este Fiul lui Dumnezeu și că nu este un învățător ca alți învățători, nu este un lider spiritual ca alți lideri spirituali, nu este un proroc ca alți proroci, ci el este mai presus decât orice om și decât orice învățător, el este om și Dumnezeu adevărat. De aceea, discutând zilele trecute cu cineva care îmi spunea că Hristos a venit cu o învățătură pe care au spus-o și alți înțelepți și alți filosofi din vest. Și Confucius și Lao Tzu au vorbit despre morală, au vorbit despre bunătate, au vorbit despre iertare. La fel, vedem și în Vechiul Testament profeți care au făcut minuni, care au făcut învieri din morți, care au făcut lucruri minunate. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos, ca să se diferențieze de toți ceilalți și să arate că El este cu adevărat Mesia Hristos, vine cu o învățătură și cu o minune mai puternică, dar cum vine? În chip simplu și smerit. Aici este înțelepciunea lui Dumnezeu, care nu vine să ne înfricoșeze, nu vine să ne înspăimânte, nu vine să se laude că ce puternic este Dumnezeu și ce autoritate are, ci vine în cel mai simplu și mai smerit chip pe care Dumnezeu în înțelepciunea sa l-a tocmit. Anume, să se nască dintr-o fecioară, să se nască într-o peșteră printre ieslea dobitoacelor, să fie lăudat de păstori și să fie lăudat de magii care au venit de la răsărit din Persia și să ducă o viață simplă, o viață normală în Nazaret alături de Preacurata Fecioară Maria, Maica sa și de dreptul Iosif, învățând meșteșugul tâmplăriei. Și abia la vârsta de 30 de ani, vârsta bărbatului desăvârșit, atunci când la iudei se permitea să se vorbească în public, se permitea să, ca omul ajuns în starea de maturitate să devină rabi, învățător, să poată citi din Tora, din Vechiul Testament. Iată că Hristos vine și el și cum vine. Se amestecă cu mulțimile care îl căutau pe Ioan și veneau la Betabara, dincolo de Iordan, să se boteze cu acest botez al pocăinței. Deci iată că întâi este glasul lui Dumnezeu, cum spune și Sfântul Evanghelist Ioan, glasul lui Dumnezeu către Sfântul Ioan Botezătorul, cel care a dus o viață autentică de ascet și de mistic, un om care, după ce a plecat cu maica sa Elisabeta de furia lui Irod și a stat acolo la Encarem, la Even Sapir, în pustiul de lângă Ierusalim, hrănindu-se cu miere și cu lăcuste sălbatice, ducând o viață de post, de curăție, de rugăciune, iată că el este chemat de Dumnezeu spre o misiune specială, să meargă la Iordan. Și mergând la Iordan, au început mulțimile să vină către el. Nu el s-a dus către mulțimi, nu el s-a dus să cheme poporul la el, ci poporul era chemat cu o chemare lăuntrică de acest om desăvârșit în faptă și în cuvânt. De aceea cuvântul său avea greutate, avea putere, pentru că era un cuvânt izvorât dintr-o viață curată și dintr-o iluminare personală. Și atunci toată lumea venea la Ioan să primească acest botez și Sfântul Ioan, deși era un om care a trăit în pustie, știa foarte bine problemele contemporane și știa să dea răspuns și să dea un răspuns echilibrat la toate problemele societății. Îl întrebau vameșii ce să facă, îl întrebau soldații, îl întrebau farisei și la fiecare le dădea răspuns pe măsura
preocupărilor sale. Nu era un om antisocial, cum am spune astăzi, un fanatic care spune că trebuie să te duci în pădure, trebuie să-ți vinzi casa, trebuie să începi un nou mod de viață în care să rupi orice legătură cu societatea contemporană și cu societatea tehnologizată. Nu avea acest gen de discurs, ci era un om echilibrat, un om al lui Dumnezeu care atât le spunea vameșilor: dacă voi sunteți în slujba aceasta, foarte bine, rămâneți în slujba aceasta, pentru că are nevoie organizarea contemporană și de lucruri de genul acesta, dar trebuie să vă mulțumiți cu solda voastră, adică să nu împovărați pe nimeni, să nu asupriți pe nimeni, să nu luați mai mult decât vă este permis. La fel le spunea și soldaților să nu facă abuzuri, să nu facă tot felul de lucruri pe care știm că se practicau foarte des, mai ales în armata romană, pentru că erau soldați romani majoritatea. Și de aceea Sfântul Ioan Botezătorul era căutat de mulțimi și mulțimile se îmbulzeau să vină și să primească acest botez. Printre aceste mulțimi se amestecă și Iisus din Nazaret, necunoscut de nimeni, neștiut de nimeni, dar fiind descoperit cui? Sfântului Ioan Botezătorul. A avut revelația lui personală, acela peste care vei vedea Duhul Sfânt coborându-se, acela este. Și le-a spus Sfântul Ioan Botezătorul tuturor oamenilor mai înainte: va veni după mine cel ce este mai mare decât mine, căreia nu-i sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei picioarelor. Și atunci, în momentul în care Hristos vine și el și stă la rând, ca oamenii de rând, ca oamenii smeriți, ca oamenii simpli, atunci Ioan îl vede și atât spune mulțimilor: iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Îl arată tuturor oamenilor. Iar Hristos vine și cere să fie și el botezat. Și Ioan, bineînțeles, că se smerește și spune: nu, eu trebuie să fiu botezat de tine, pentru că nu se cuvine mie să te botezi pe tine. Și Hristos îi spune: lasă că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Adică era rânduiala lui Dumnezeu ca Fiul lui Dumnezeu întrupat să se smerească pe sine, să se afunde în aceste ape ale Iordanului, pentru că el vine să îngroape, să afunde pe omul cel vechi. Vine să afunde tot păcatul și urmările păcatelor lui Adam și ale neamului omenesc, să le afunde în apele Iordanului și să-l ridice pe om la o nouă viață. De aceea Ioan Botezătorul predica acest lucru: pocăiți-vă cât s-a apropiat împărăția cerurilor. Deci el a pregătit calea venirii lui Hristos, calea venirii lui Mesia, ca oamenii să înțeleagă că cel care vine este mai mare decât el și nu el este Mesia, nu Ioan Botezătorul este Mesia, deși unii văzând viața lui îmbunătățită, tindeau să creadă lucrul acesta. Însă se aude glasul lui Dumnezeu Tatăl din ceruri: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Deci iată mărturia lui Ioan de pe pământ, mărturia Tatălui din ceruri și mărturia Duhului Sfânt. Duhul Sfânt coborându-se în chip ca de porumbel. De ce de porumbel? Spune, tâlcuiește fericitul Ieronim. Auzindu-se vocea Tatălui: acesta este Fiul meu cel iubit, într-o care am binevoit, ca nu cumva mulțimea să creadă că acest glas s-a făcut pentru Ioan, de aceea Duhul Sfânt, în chip de porumbel, s-a coborât peste capul Mântuitorului Iisus Hristos ca să vadă toată lumea că glasul s-a adresat Fiului lui Dumnezeu. De aceea și Ioan Botezătorul a spus: acesta trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Deci iată mărturia despre Fiul lui Dumnezeu din gura Tatălui din ceruri, din gura Sfântului Ioan Botezătorul și din gura creației. Și o să întrebați cum adică din gura creației. Spune că Iordanul, în clipa în care s-a afundat Hristos, s-a întors înapoi. Ce înseamnă această întoarcere înapoi a Iordanului? Iordanul s-a spăimântat. Și vedem în iconografia botezului, vedem cum sunt acolo un bărbat și o femeie așezați pe niște pești, care unul se duce într-o parte și unul într-o parte. Este marea și râul. Cum spune psalmistul David: marea s-a înfricoșat și râul Iordan s-a întors înapoi. Ce ție mare că te-ai înfricoșat și ție Iordane că te-ai întors înapoi. Această întoarcere înapoi arată că Fiul lui Dumnezeu Hristos Mântuitorul este cel care schimbă cursul istoriei.
toată istoria umanității curgea spre moarte. De aceea și Iordanul este cel care se varsă în Marea Moartă, arătând toată curgerea timpului îndreptându-se spre moarte ca urmare a păcatului strămoșesc. Iar Hristos, care este viața lumii, este viața cea adevărată, eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața, vine să ne întoarcă înapoi la izvoare, adică să ne întoarcă înapoi la sensul cu care Dumnezeu a creat lumea, a creat omul, ca omul să fie stăpân și rege al creației și omul să aibă viață, cum spune Hristos, am venit ca oile mele să aibă viață și viață să aibă din belșug. Deci, iată, Iordanul își recunoaște stăpânul, își recunoaște Domnul, își recunoaște Creatorul și se întoarce înapoi, cum va face și Marea Galilei atunci când va fi furtună și Mântuitorul atât va spune, taci, liniștește-te. Și toți se întrebau, cine este acesta, că și marea și vântul ascultă de el. Iată că Iordanul ascultă de glasul lui Dumnezeu și, nu întâmplător, are loc botezul chiar în acel loc despre care se spune în tradiție că este exact locul pe unde au trecut israeliții, poporul evreu, atunci când s-au întors din robia egipteană, după ce au stat 40 de ani în pustie, după ce au fost conduși de mâna cea prea tare a lui Moise, dar după ce Moise moare muntele Nebo, nu vede decât pământul făgăduinței, lasă pe Iosua navi și atunci când trec preoții cu chivotul cel sfințit, apele se dau la o parte, așa cum s-a întâmplat și în Marea Roșie. Și ei intră în pământul făgăduinței, este trecerea simbolică de la moarte la viață, de la păcat la virtute. Aceasta este, de fapt, trecerea Iordanului. Și dacă, iată, atunci apele s-au oprit, iată că de data asta apele, la venirea lui Hristos, se întorc înapoi. Pentru că Vechiul Testament, jertfele din Vechiul Testament, nu aveau puterea să curățească păcatele, nu aveau puterea să vindece omul în chip desăvârșit. De aceea Hristos, Mântuitorul, vine pe pământ, vine în lume, vine printre noi oamenii să ne dăruiască viața cea adevărată, viața pe care noi am pierdut-o prin păcat, prin depărtarea de Dumnezeu, adică prin depărtarea de izvorul vieții. Și atunci, în momentul în care Hristos, stăpânul lumii, se coboară în apele Iordanului, ce face? Îl afundă pe omul cel vechi și ne deschide nouă posibilitatea nașterii omului celui nou. De aceea și noi avem în botezul nostru, în practica noastră liturgică, botezul prin întreita afundare, care înseamnă moartea și învierea cu Hristos la o moarte nouă. Moartea omului celui vechi, stricat de poftele păcatului și ale înșelăciunii, și învierea cu Hristos la o viață nouă, la o viață adevărată, la o viață autentică. De aceea a fost nevoie de această cale, de această pregătire a Sfântului Ioan Botezătorul, ca oamenii prezenți acolo să înțeleagă că acest Iisus Hristos din Nazaret, cel profețit de toți profeții Vechiului Testament ca Mesia care va să vină, este cel care, iată, este arătat de Ioan Botezătorul. Nu existau mărturii mai puternică în timpul acela decât mărturia acestui bărbat sfânt și desăvârșit. El, pe mărturia lui, vom vedea că s-au sedimentat și s-au alcătuit și primii săi ucenici, pentru că Ioan Botezătorul avea ucenici pe Andrei, îl avea pe Ioan, pe Filip și pe mulți alții. Și aceștia, la un moment dat, ca Ioan Botezătorul, după momentul botezului, să le certifice lor că într-adevăr acesta este Hristos și să-i întărească, fiind în închisoare Sfântul Ioan Botezătorul, atât le-a spus, mergeți și întrebați-L pe Iisus. Tu ești acela care trebuie să vină sau pe altul să așteptăm? Oare nu știa Ioan Botezătorul cine este cel pe care el și-a pus mâna? A pus mâna pe creștetul stăpânului. Dar ca să-i întărească pe ucenici, pentru ei a adresat această întrebare. Iar Hristos, știind această logică, știind această tactică, atât le-a spus ucenicilor care au venit să-l întrebe. Spuneți lui Ioan că orbii văd, leproșii se curățesc, bolnavii se vindecă și există posibilitatea curățirii de păcate și începerii unei noi vieți. Adică îi spune că ceea ce a venit să facă Mesia este de fapt lucrarea cea mai importantă de restaurare a omului, de vindecare a omului și de înviere a omului din moartea păcatului. Și atunci ucenicii se încredințează și știm că Hristos alege dintre cei 12 apostoli și dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, care mai departe știm că este
prins și este decapitat de către Irod atunci când a dansat Salomia, fiica Irodiade, și a cerut pe tipsie capul Sfântului Ioan Botezătorul, prevestind și prin aceasta, de fapt, moartea Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că el este înainte mergătorul lui, care merge dincolo și în iad, bine vestind celor din iad pe Dumnezeu, adică trece dincolo de la propovăduirea în lumea aceasta printre oameni, trece dincolo în iad și pregătește calea lui Iisus. Este făclia pe care noi o vedem la Sfânta Liturghie, paraclisierul sau diaconul care este culmânarea înainte Evangheliei, reprezintă pe Sfântul Ioan Botezătorul, care pregătește calea lui Dumnezeu. Și astăzi Sfântul Ioan Botezătorul este cel care pregătește calea noastră și ne îndeamnă spre pocăință. Pentru că pocăința, de fapt, este adevărata cale pe care noi putem păși spre lumina dumnezeiască. Iar Sfântul Isaxiru spune frumos că pocăința este anticamera raiului. Nu putem ajunge în rai decât trecând prin această anticameră a pocăinței, adică a schimbării vieții. Dar nu doar la nivel teoretic, ci și la nivel practic. Și aici este lucrul cel mai important, pentru că noi adesea nu înțelegem că de fapt această pocăință la care ne cheamă Hristos este de fapt o, cum spunem în limba greacă, metanoia, o schimbare a minții, o schimbare a gândirii, o schimbare a vieții. Și Sfântul Vasile cel Mare spune foarte frumos, nu poți să începi o viață nouă sau nu poate să înceapă omul cel nou din tine să vieze până întâi nu moare omul cel vechi. Deci până nu renunți la viața cea veche a păcatului, nu poți începe viața cea nouă a virtuții. De aceea, acest mesaj, drepte faceți cărările Domnului, îndreptați calea Domnului, drepte faceți cărările Lui, se referă, de fapt, la venirea Lui Hristos în viața noastră, în mintea noastră și în inima noastră. Pentru că Hristos nu a venit acum 2000 de ani și a făcut o lucrare și a încheiat-o, nu. El este viu, El este prezent, toată opera sa de mântuire, începută cu toată taina Vechiului Testament, cu întruparea sa, cu arătarea lui printre noi oameni, cu botezul său, cu mărturia Sfintei Treimi și mai departe, continuând cu toată activitatea sa și cu patimele sale și cu învierea din morți, mai departe ce a făcut? A trimis Duhul Sfânt, a întemeiat biserica și același Duh Sfânt este cel care viază și astăzi și lucrează în biserică și cuvântul Mântuitorul Iisus Hristos și cuvântul Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că pe el îl vom prăznui mâine, pe data de 7 ianuarie, soborul Sfântului Ioan Botezătorul, este la fel și actual și în ziua de astăzi. Drepte face scărările lui înseamnă că noi, ca să pregătim venirea lui Dumnezeu în inima noastră, avem de parcurs o cale de pregătire. Și această pregătire, în primul rând, această pocăință se referă în primul rând la sinceritatea noastră. Pentru că noi vedem că astăzi, și vă spun din mărturia spovedanii, foarte mulți oameni, după ce fac un păcat sau după ce au anumite derapaje, nu mai vin să se spovedească, nu mai vin deloc la biserică, se îndepărtează de cele sfinte. De ce? Pentru că există această rușine și această nesinceritate. Adică, pocăința înseamnă să-ți recunoști starea ta, nu poți să te vindeci dacă nu recunoști că ești bolnav. De aceea spune Hristos, am venit să caut și să mântuiesc pe cel pierdut, nu cei sănătoși, ci cei bolnavi au nevoie de doctor. Deci dacă noi nu recunoaștem că suntem bolnavi, nu ne recunoaștem starea de cădere, starea de neputință, nu putem fi vindecați. Aceasta este cea mai mare durere, pentru că Iisus a venit cu atâta bunătate, cu atâta blândețe și a spus, pe cel care vine la mine nu îl voi scoate afară. Fiul omului vine să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Și atunci dacă Dumnezeu ne iartă cu atâta bunătate și cu atâta ușurință, oare de ce este atât de greu să ne recunoaștem starea noastră de cădere, starea noastră de păcat? Da, Doamne, asta am făcut, asta am greșit. Aici, într-adevăr, trebuie să recunosc că nu am fost atent, că am fost slab, că am fost neputincios, că am fost leneș, că am fost desunat, că am fost iubitor de argint, că am fost răutăcios, că am fost invidios, dar dacă noi nu recunoaștem și umblăm cu viclenia aceasta, vedem că și Sfântul Ioan Botezătorul i-a mustrat foarte aspru pe farisei și pe cărturari, pentru că ei veneau acolo la Iordan nu cu sinceritatea de a-și îndrepta viața.
ori veneau doar ca să manifeste un ritual exterior, cum facem și noi, gata, am fost, m-am spovedit, m-am părtășit, am rezolvat problema, gata. Nu, nu, nu. Asta este doar ritualul exterior, forma exterioară, dar ce ai schimbat tu în interior? Cum ți-ai schimbat tu viața? Cum te-ai apropiat tu de Dumnezeu? Cum l-ai simțit tu pe Hristos și ai simțit Harul Duhului Sfânt în inima ta, viu și lucrător? Asta este întrebarea. Și al doilea motiv pentru care veneau fariseii și cărturarii la botezul lui Ioan de la Vitavara era ca să-i scodească, să vadă acolo ce se întâmplă, ce fenomen nou s-au născut, să le spună mai marilor de la templu și să încerce să îl obstrucționeze așa cum au făcut mai târziu cu Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că din invidie l-au dat la moarte și l-au răstignit, pentru că mulțimile îl urmau, pentru că aveau un cuvânt cu putere multă. Așadar, ce le-a spus Ioan Botezătorul? Pui de viperă! Cine v-a arătat vouă că puteți să fugiți de mânia ce va să vină? Pui de viperă, viperele știm că stau în locuri ascunse și atunci când nu te aștepți, atunci te mușcă și mușcătura este veninoasă, este mortală adeseori. La fel și ei stăteau acolo să-i scodească și să vadă cum pot să facă rău. Deci nu vreau să se îndrepte. Deci pui de viperă. Deci lucrul acesta îl urăște cel mai mult Dumnezeu, că noi suntem vicleni și nu suntem sinceri cu El. În momentul în care venim la spovedanie și nu spunem toate păcatele, noi suntem nesinceri, suntem vicleni și suntem pui de năpârci sau pui de vipere. Dar în momentul în care noi ne smerim autentic înaintea lui Dumnezeu, cum spune Sfântul David, prorocul, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Deci cu aceasta începe îndreptarea cărării către Dumnezeu, prin pocăința sinceră și curată, prin recunoașterea păcatelor. Și noi mai auzim adesea la spovedanie că vin mulți care nu s-au spovedit de ani sau poate niciodată și spun așa cu nonșalanță, păi ce, n-am niciun păcat, ce, n-am omorât pe nimeni, n-am făcut păcate grave, n-am furat, n-am păcate. Și iată, omul în autosuficiența sa și în mintea sa întunecată, neconștientizând starea de cădere, nu poate fi nici ajutat, nici îndreptat, nici curățit, nici vindecat, nici mântuit, pentru că el nu recunoaște starea de cădere. În momentul în care recunoști că ești păcătos și te duci și te umilești, ce spune Hristos? Pe cel ce se va smeri pe sine, acela se va înălța. În momentul în care tu pleci de la premisa că n-ai niciun păcat și că n-ai nevoie de iertare, cum să te vindece Dumnezeu? Deci iată ce înseamnă, exact cum spune profetul, ce înseamnă căile colțuroase, dealurile colțuroase și ce înseamnă văile care nu sunt netede. Adică tot felul de asperități ale sufletului care ce fac? Ne dau părere de sine, îndreptățire de sine, trufie, mândrie. Deci de la acestea pleacă lucrurile care ascund ce? Calea luminoasă și calea sincerității noastre către Dumnezeu. De aceea spune și strigă Sfântul Ioan Botezătorul, faceți roade vrednice de pocăință. Deci asta așteaptă Dumnezeu, roadele, nu cum spun unii că este de ajuns doar să ai credință, sola fide, doar crezi și te mântuiești. Nu, Dumnezeu vrea roade, cum spune Apostolul Iacob, credința fără fapte este moartă. Și le spune iarăși evreilor, să nu gândiți în sine că sunteți fii al lui Avram, pentru că Dumnezeu poate să facă și din pietrele acestea fii al lui Avram. La fel cum ne spune și nouă, nu doar că sunteți creștini, nu doar că sunteți ortodoxi, înseamnă că sunteți mântuiți, trebuie să faceți și roade vrednice de pocăință. Adică să se vadă și schimbarea vieții noastre, nu doar am împlinit niște rânduieli formale sau nu doar că ne-am născut în credința cea adevărată, asta ne mântuiește, nu. Vrea Dumnezeu să vadă roadele faptelor noastre bune. Vrea să vadă roadele pe care Dumnezeu, cum spune, Ioan Botezătorul, securea stă la rădăcina pomului. Pomul care nu aduce roade se taie și se aruncă în foc. Dumnezeu, în împărăția cea veșnică, în legătura comuniunii cu El, se bucură doar de cei care au aceste roade și care se aseamănă cu El. Și iată că Hristos, venind pe pământ, venind, făcându-se om asemenea nouă, luând firea omenească, cu toate neputințele ei, afară de păcat, ne-a dat nouă posibilitatea îndumnezeirii și a unirii cu El prin har, prin sfintele taine și prin această legătură. Dar iată că Dumnezeu și-a făcut partea Lui și își face partea Lui de lucrare, dar mai trebuie și partea noastră. Pentru că noi vrem doar să stăm degeaba, doar să nu facem nimic, doar să trăim în comoditatea și în zona noastră de confort, dar avem pretenții
să primim foarte mult har, foarte multe bucurii și viața cea veșnică. Ei, aici trebuie să înțelegem că lucrarea lui Dumnezeu trebuie să se întrepătrundă și cu lucrarea noastră ca să fie o conlucrare, că asta este mântuirea. Este darul lui Dumnezeu pentru noi, dar în același timp este și strădania noastră de a ne pregăti. Și aș vrea să insist pe această pregătire, pentru că vedem că în toată activitatea bisericii, în toate slujbele bisericii, vedem că avem o pregătire. Și noi când începem Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, mai întâi ne pregătim, mai întâi îmbrăcăm veșmintele, rostim rugăciunile, întâi ne închinăm la rânduiala închinării la icoane în biserică, îmbrăcăm veșmintele, rostim rugăciunile de îmbrăcarea veșmintelor și facem Sfânta Proscomidie, care este partea pregătitoare a Sfintei Liturghii. Deci pregătim acolo Sfântul Agneț, pregătim cetele îngerești, Maica Domnului, părtecele la vii, la dormiți, punem acolo vinul și apa în potir și pregătim Sfânta Liturghie, pregătim această taină înfricoșătoare când Dumnezeu se coboară printre noi oameni și ni se dă nouă ca mâncare și băutură. Luați, mâncați, acesta este trupul meu, bezi într-o acesta, toți acesta este sângele meu. Dar pentru această împărtășire iar este nevoie de o pregătire, este nevoie de spovedanie, este nevoie de post, este nevoie de rugăciune, este nevoie de a ne împăca cu toți cei pe care i-am supărat, de a ne pocăi în adevăratul sens al cuvântului și să ne pară rău de greșelile noastre. Și doar așa, prin această pregătire a citirii canonului înainte de împărtășane, pentru că vedem acolo în canonul de înainte de împărtășane, toate rugăciunile acestea sunt rugăciuni de umilință, sunt rugăciuni de pocăință, sunt rugăciuni pe care noi ne smerim înaintea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, eu sunt, să nu cumva să-mi fie mie spreosând împărtășirea aceasta, ca nu cumva să fiu ars ca pomul cel veșted, ca nu cumva să îmi fie mie împărtășanea aceasta și să nu-ți voi da sărutare ca Iuda. Deci iată că această pregătire face parte din primirea, face parte din conduita necesară a întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Vedem și în plan lumesc, administrativ, nu? Se întâmplă un eveniment, este o conferință, este o mare întrunire. Se fac pregătiri dinainte, se pregătește dinainte pentru a se pune toate lucrurile în ordine. Și de aceea trebuie să înțelegem și noi că, la fel cu toate celelalte taine, atunci când este botezul unui adult, de exemplu, când vrea să se convertească și să vină cineva la ortodoxie, este mai întâi catehizat, deci este o pregătire, pentru că vedem și acum, se căsătoresc mulți, trec dintr-o religie în alta, dar mulți care nu înțeleg de ce trec, doar așa, ei cred că schimbă, ca și cum schimbă locul de muncă sau a schimbat apartamentul sau a schimbat casa, așa schimbă credința. Ei, nu este chiar așa. Trebuie mai întâi să te catehizezi, trebuie mai întâi să înțelegi, trebuie mai întâi să pătrunzi tainele ca să poți să îmbrățișezi taina, mă refer la taina botezului. La fel este și cu taina cununiei, la fel, trebuie o catehizare premergătoare, trebuie o spovedanie, trebuie o pregătire sufletească ca să înțelegi cât de mare este această taină a cununiei. La fel este și cu taina hirotoniei, mai ales îmbrățișarea acestei taine cerești și veșnice. Deci iată că în biserică noi avem tot timpul nevoie de o pregătire, pentru că și Hristos, iată că este cel care și-a pregătit calea sa și a spus atât: sunt Ioan Botezătorul, pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iar Mântuitorul Iisus Hristos ce face? Preia același mesaj. Deci iată, sunt Ioan Botezătorul, arată calea omului rugător, arată calea omului moral, arată calea omului smerit, arată calea omului care ce face? Te pune în legătură cu Dumnezeu. Și iată că acest moment al botezului Mântuitorului Iisus Hristos coincide cu începutul propovăduirii Domnului. Deci din această clipă în care Mântuitorul Iisus Hristos se afundă în apele Iordanului și este arătat mulțimilor, este arătat tuturor ca mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, se retrage 40 de zile, este ispitit de Duhul în pustie și își începe activitatea publică de propovăduire. Și de aceea vreau ca cei care acum ne ascultă să înțeleagă rostul venirii Mântuitorului Iisus Hristos și rostul predicii sale, acela de a ne învăța, de a ne lumina și de a intra în legătură cu noi. Deci Hristos vrea să intre în legătură de iubire cu noi, vrea să intre în inimile noastre,
dar avem și noi parte de lucrarea noastră, avem și noi parte de purtarea noastră de grijă de sufletul nostru și de corectarea și îndreptarea vieții noastre după poruncile Mântuitorului și după voia lui Dumnezeu, nu după părerile noastre, nu după mințile noastre, nu după tot felul de păreri, ci exact ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Și am văzut că Sfântul Ioan Botezător a fost foarte categoric și foarte, am spune noi puțin, vehement atunci când a venit vorba de a face o pocăință curată și desăvârșită, adică la Dumnezeu nu merge cu jumătăți de măsură, nu merge cu lucruri din acestea care, așa cum am spus, nu sunt sincere sau nu sunt curate sau nu sunt în intenția cea bună. Și Dumnezeu vrea cu adevărat inima noastră înfrântă și smerită, indiferent cât de păcători suntem, să ne gândim că Hristos a venit să caute și să mântuiască pe cei păcătoși, a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. De aceea, în această zi a botezului Domnului, suntem și noi chemați la curățire, suntem chemați la înnoire, pentru că, iată, astăzi s-a sfințit toată firea apelor și Hristos vine să se sfințească, să curățească toată făptura și să arate apa ca izvor de binecuvântare, izvor de curățire, izvor de sfințire, de aceea și luăm această gheață mare până în ziua Odovanei, timp de 8 zile, în fiecare dimineață, pentru că este plină de puterea Duhului Sfânt și are puterea de a ne curăți sufletele, de a ne curăți mințile și de a ne îndrepta și de a ne pregăti ca să cunoaștem mântuirea care, iată, este la îndemâna noastră, doar noi să nu fim nepăsători, ci să înțelegem mesajul Mântuitorului Iisus Hristos, care blând și smerit vine și se așează în apele Iordanului ca să ne curățească, ca să ne sfințească și care să ne împace cu Tatăl, iar vocea Tatălui, acesta este Fiul meu cel iubit, este vocea care traversează toate veacurile, traversează toată istoria și arată că Iisus Hristos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și numai în El noi avem viață veșnică. Amin. Foarte frumos și foarte interesante învățăturile și desigur se adaugă la toate celelalte care le-am auzit de-a lungul timpurilor, dar trebuie să reluăm și să cimentăm cât mai bine aceste noțiuni fundamentale și foarte importante. Înainte să trecem la întrebările de pe chat, vreau să vă întreb că mâine, având în vedere că mâine îl vom sărbători pe Sfântul Ioan Botezătorul, ce înseamnă să sărbătorim un sfânt? Pentru că există cele două extreme. Există cele două variante. Ori mergem la Sfânta Liturghie, ne rugăm mai mult și încercăm să aducem cumva ofrandă sfântului, nu știu dacă e corect termenul, și pe de altă parte sunt cei care profită de astfel de sărbători pentru a petrece și multe alte bucurii lumești. Cum ar trebui să sărbătorim un sfânt în general? Apropo de această profitare, cine vrea să profite, poate să profite în fiecare zi, să-și mai găsească o zi importantă din viață, să-și mai găsească un motiv de a sărbători. Deci cine vrea să petreacă, poate să petreacă în fiecare zi, nu asta este problema, dar important este să înțelegem aici care este lucrarea Sfântului în viața noastră și cum înțelegem noi cinstirea unui Sfânt. Sfântul este omul lui Dumnezeu, plin de har, plin de lumină, plin de Duh Sfânt, în care se odihnește Dumnezeu, este prietenul lui Dumnezeu și nu putem cinsti un sfânt mai frumos și mai autentic decât participând la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie și împărtășindu-ne cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, care este viața lumii și, dacă Hristos este cel mai bun prieten al Sfântului și noi mergând și împărtășindu-ne cu Hristos, înseamnă că ne întâlnim și noi cu Sfântul la cina Domnului. Ne întâlnim și noi cu Sfântul în Duhul Sfânt, în rugăciune, în voia și în harul lui Dumnezeu. Nu ne putem întâlni cu Sfântul la cârciumă, nu ne putem întâlni atunci când suntem peste măsură de îmbuibați și de boți, pentru că Sfântul stă tot timpul în lumina lui Dumnezeu, stă tot timpul în pacea și în bucuria Duhului Sfânt și se odihnește atunci când noi îl cinstim așa cum se cuvine, cinstindu-i și urmându-i viața. Astfel îi putem cinsti cel mai bine pe sfinți, cinstindu-le viața prin viața noastră, adică urmându-le viața, urmându-le exemplu, urmându-le modelul. Acum, bineînțeles, Sfântul Ioan Botezător a fost un postitor desăvârșit, dar în aceste, vedeți, biserica, în îngăduința ei, în economia ei, nu ne pune să postim în această zi,
ci ne dă posibilitatea să ne bucurăm, dar cum? Cu măsură. Adică, mai întâi participăm la Sfânta Liturghie, dacă ne-am pregătit să ne împărtășim cu Sfintele Taine, și după aceea este dezlegare, pentru că și a mânca ceva bun și a bea un pahar de vin este tot din darul lui Dumnezeu, dar să se facă în această măsură și în această bună rânduială și în această veselie care nu pervertește sau nu schimbă sensul sărbătorii, în momentul în care se transformă în momentul în care se depășește măsura, când se ajunge la beție, deja nu mai este în duhul de cinstire a Sfântului, ci se trece în duhul celălalt al lui Irod, al Irodiade, al Salomei, cei care din cauza beției, din cauza dansului, din cauza distracției și a prinderii sângelui, au cerut capul și l-au omorât pe Sfântul Ioan Botezătorul. Deci trebuie să luăm aminte că toate lucrurile le-a lăsat Dumnezeu cu o măsură, așa spune Sfântul Isaac Siropodoba, fiecare lucru este măsura. În momentul în care se depășește măsura, deja trecem în cealaltă direcție, în cealaltă parte, în care numai că nu îl cinstim pe Sfântul, ci chiar îl întristăm și chiar îl facem să se scârbească de prezumirea noastră. Da, așa este. Trebuie multă cumpătare, că le putem face pe toate, desigur, în limitele păcatului, adică ne putem întâlni cu prieteni, cunoscuți, dar toate cu măsură și cu bună cuvință. Următoarea mea întrebare era legată de toate aceste elemente care apar în viața noastră, lucrarea noastră a credinței ortodoxe și biserica ortodoxă, aghiazma, anafura, aceste minuni, întoarcerea Iordanului, Sfânta Lumină și multe, multe aceste elemente, Sfintele Icoane, Sfintele Moaște, cum ar trebui să le aranjăm astfel încât să facem un pic cu ordine în mintea noastră, pentru că noi de multe ori pierdem din vedere faptul că viața noastră duhovnicească este hristocentrică, adică totul converge la Hristos și de multe ori ne lăsăm doar așa bucurați de aceste elemente materiale, da, care ne-a lăsat Dumnezeu și uităm esența. Rămânem la formă și uităm fondul. Care ar fi prioritatea? Cum ar trebui să ne raportăm la toate aceste elemente? Păi, Mântuitorul spune că Duhul este cel care dă viață și trupul nu folosește la nimic, arătând întietatea sufletului care este nemuritor față de trupul care este muritor și stricăcios, dar trebuie să înțelegem că Dumnezeu are această întrepătrundere a Duhului cu materia, de aceea când ne închinăm la Sfintele Icoane, ele sunt materie, sunt zugrăvite și sunt pictate cu materie, dar ele reflectă și trec dincolo de ceea ce se vede, la ceea ce nu se vede, adică la veșnicia lui Dumnezeu, la veșnicia Sfinților, la virtuțile Sfinților, la fel și aghiazma și unde lemnul sfințit, ele sunt materie care, în momentul în care primesc sfințirea, primesc binecuvântarea și noi primim prin ungere, cu undere însfințit, prin faptul că bem aghiazmă, noi ne împărtășim de ce? De harul lui Dumnezeu care pătrunde unde? În suflet. Și mai departe și în trup, pentru că sufletul și în trupul sunt într-o legătură foarte, foarte profundă. Atunci când se bucură sufletul, se bucură și trupul și la fel atunci când primește trupul o binecuvântare și primește sănătate și sufletul este bucuros. De aceea trebuie să înțelegem această lucrare că sufletul este cel care dă viață omului și în suflet și în adâncul de taina sufletului, în inima omului, acolo este taina în care Dumnezeu lucrează, pentru că El spune împărăția cerurilor este înăuntrul vostru, iar prin creație noi ce trebuie să înțelegem? Trebuie să înțelegem ca creația ca o icoană prin care Dumnezeu lucrează și prin creație să ne ridicăm la Creator, la Cel care a pus în creație o logică, a pus o frumusețe, a pus o înțelepciune, ca prin zidiri să ne ridicăm la ziditor. Deci aici trebuie să facem noi treapta aceasta, să nu rămânem doar la materie, nu doar la simțuri, nu doar la plăcerile acestea ale simțurilor, ci să trecem mai departe la Cel care este bucuria și viața cea adevărată a sufletului nostru, Hristos Mântuitorul, și prin energiile necreate ale Duhului Sfânt, prin toate darurile acestea pe care Dumnezeu le lasă prin puterea sfințeniei, noi ce facem? Ne împărtășim de Dumnezeu, ne împărtășim din Duhul Sfânt și pășim pe treptele acestea ale curăției și ale sfințeniei. Așa trebuie să vedem interacțiunea noastră cu lucrurile acestea materiale. Da, foarte frumos. Haideți să vedem cei ce ne urmăresc, ce întrebări au. Reamintesc tuturor, puteți lăsa în continuare întrebări, secțiunea de chat a live-ului de pe YouTube. Iată, Rodi vă întreabă, eu nu înțeleg cum putem huli împotriva Duhului Sfânt. Cum putem face lucrul ăsta? Poate din neștiință sau din neatenție?
Păi, noi știm că suntem firi raționale, că iar tot ceea ce facem, facem cu un anumit scop. Cei care hulesc, aleg să hulească, aleg să se împotrivească adevărului, așa cum și demonii, având voință liberă, fiind la început îngeri luminați, fiind îngeri în slujba lui Dumnezeu, au ales să se împotrivească și să hulească împotriva lui Dumnezeu și ei se fac pricină și ei se fac cei care îndeamnă pe cei care hulesc împotriva lui Dumnezeu, pentru că ei sunt sursa răutății. Deci de la ei au fost primii care au căzut și vedem în grădina Raiului că a venit șarpele și l-a făcut și pe Adam și pe Eva să păcătuiască, să greșească și de atunci ispititorul sau cum îi spune Hristos, stăpânitorul acestei lumi, care vedem că pescuiește foarte multe suflete în ghienă, el este cel care aruncă această hulă în inima omului, iar omul în momentul în care o primește și o acceptă, îi se face și lui, devine și el vinovat și păcătuiește și el. Însă aici trebuie să fim atenți, pentru că ne spune Patericul Egiptean că nu toate aceste gânduri de hulă sunt păcate, pentru că sunt foarte mulți oameni care se jenează și chiar nici la spovedit nu spun, pentru că se îngrozesc având anumite gânduri de hulă împotriva lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, a Sfintelor Icoane, a Sfintei Împărtășanie, preoților și așa mai departe. Însă aceste gânduri sunt de la diavol, dar ele nu sunt considerate păcate. Păcate devin atunci când noi stăm de vorbă cu ele, ne îndulcim cu ele, le primim și când ele devin deja gândurile noastre. Dar atâta timp cât ele sunt străine de noi, nu trebuie să ne înfricoșăm, ci trebuie să înțelegem că acolo este o lucrare a satanei, iar noi trebuie să ne rugăm și să nu le băgăm în seamă. Deci păcatul începe când noi le primim și deja noi credem, ne împărtășim din acele hule și chiar le îmbrățișăm cu tot sufletul și devenim dușmani al lui Dumnezeu și a Sfintelor Taine. Bun, Constantin vă întreabă, de la ce vârstă se poate trece o persoană pe pomelec? De la orice vârstă. Cei botezați se trec după botez, cei care nu sunt botezați nu pot fi trecuți la Sfânta Liturghie, ci doar ne rugăm la saltire sau la alte slujbe, pentru că ei nu sunt în familia, nu sunt în comuniunea bisericii, nu sunt în rânduiala de împărtășani. Bun. Următoarea întrebare, fermător, de ce nu se mai respectă porunca a patra în Ortodoxie? Adică adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește pe ea. Păi se respectă, dar trebuie să înțelegem care este ziua Domnului pentru noi creștini ortodoxi, pentru că în Vechiul Testament era ziua de sâmbătă, era sabatul, era ziua în care Dumnezeu a făcut, ziua în care Dumnezeu s-a odihnit, deci a șaptea zi, și tot ziua în care Dumnezeu a rânduit să treacă poporul lui Israel, să iasă din robia egipteană. Deci de aceea îi prăznuiesc Paștele în ziua de sâmbătă, dar pentru noi Hristos, care este Paștele cele noi, care a venit nu să strice legea cea veche, ci o să o desăvârșească, el atunci ce a făcut? A schimbat și rânduiala Paștelui și rânduiala acestei zile de odihnă, pentru că el în ziua de duminică, în ziua de sâmbătă s-a odihnit în mormânt, pentru că vineri a fost pus în mormânt, a stat sâmbătă, a treia zi a înviat, adică duminică, și a transformat ziua de duminică în noua zi de odihnă, în noua zi de trecere de la moarte la viață, de pe pământ la cer, este Paștele cele nou, și atunci noi avem ca și zi de sărbătoare, ziua de duminică, ziua cea din tâi sau ziua cea de-a opta, ziua veșniciei. Deci iată că Hristos este cel care schimbă și desăvârșește această primă zi a săptămânii ca începutul unei noi vieți veșnice. De aceea noi sărbătorim ziua de duminică în locul zilei de sâmbătă pe care o sărbătoreau evreii, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos ne-a poruncit și vedem în Faptele Apostolilor că în prima zi a săptămânii apostolii frângeau pâinea, deci făceau sfânta și dumnezeiască liturghie. Hristos, când a intrat prin ușile încuiate, apostolii erau acolo la frângerea pâinii. Că zice că s-a arătat peste o săptămână, deci duminica, atunci când Toma nu era, și pe aceea peste încă o săptămână, când era și Toma, și-a pus Toma degetul în coasta Mântuitorului și a spus Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci iată că în ziua cea din tâia săptămâni, adică duminica, în ziua aceasta a poruncit Dumnezeu să se facă frângerea pâinii și să se facă această amintire. Aceasta să faceți într-o pomenirea mea, le-a spus apostolilor.
Bun, Gabriel vă întreabă de ce se bea gheazma mare timp de 8 zile și nu de 7 sau de 9. Este vreo simbolistică? Da, este o simbolistică pentru că în calendarul creștin ortodox vedem că o sărbătoare are mai multe zile de prăzuire până la Odovane. Deci unde o să vedeți în calendar scriindu-se Odovania, aceea este ultima zi de prăznuire. Am avut acum nașterea Domnului Mântuitor, nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și pe 31 a fost Odovania, adică s-a încetat prăznuirea și la biserică se încetează acele cântări apolise sau tropare dedicate sărbătorii. Și atunci, fiind ziua de Odovanie după 8 zile, nu întâmplător 8 zile iarăși pentru că, bineînțeles, este ziua 8-a, ziua veșniciei, așa cum spuneam despre ziua duminicii, și reprezintă puterea sfințitoare a aghezmei mari care se întinde de-a lungul acestor 8 zile și care reprezintă o perioadă simbolică pentru sfințirea noastră în veșnicie. Deci, de aceea, o bem timp de 8 zile până la Odovanie. Întrebare interesantă. Daniel vă întreabă, ce preferați? Un sincretist religios sau un ateu? Prefer un om sincer, indiferent cum este el, pentru că omul sincer este omul cu care ai ce să discuți, cu care simți că ai un dialog constructiv. Chiar stăteam zile de vorbă cu cineva și vorbeam despre niște lucruri foarte interesante, el fiind profesor de filosofie și la fel fiind interesat de anumite lucruri și citind foarte mult din istoria și din cultura antică și din filosofia lumii, avea foarte multe, foarte multe întrebări legate de anumite lucruri pe care nu le înțelegea în credința creștină, dar întrebându-le cu sinceritate și voind să se lucideze, am simțit și eu atunci în momentul în care am început să vorbesc că era un dialog constructiv, pentru că nu venea să mă ispitească, să vadă ce gândesc eu ca să-mi demonstreze că e ceva greșit, ci nu, chiar vrea să înțeleagă. Și atunci, cu mica mea pricepere, am încercat să explic și am simțit că acest dialog este constructiv pentru că el este un om sincer. Și atunci, în momentul în care există sinceritate, se clădește și se ajunge la la o cunoaștere. Acum fiecare depinde de modalitatea cum percepe el, dar niciodată nu am fost împotriva omului care întreabă, pentru că, așa spun Scripturile, cercetați Scripturile, căci în ele veți găsi viața cea veșnică. Deci avem nevoie să cercetăm, avem nevoie să ne întrebăm, avem nevoie să ne îndoim chiar, dar toate să plece de la sinceritate, pentru că omul pe viclean spune că îl urăște Domnul. Deci acei atei care, de fapt, ei nu gândesc cu mintea lor, ci au tot felul de propoziții, au tot felul de sofismi, au tot felul de învățături și tot felul de lucruri de la alții și vin pe tavă și îți barează sau te contrazic ei cu o mândrie așa sau cu o trufie, că tu nu știi nimic sau că credința ta e învechită sau cunoștințele tale n-au nicio valoare, aceia nu sunt atei, ci sunt doar speculanți. Rodi vă întreabă, unde se află trupul Sfântului Ioan Botezător? Trupul Sfântului Ioan Botezător a fost împărțit pentru că sunt mai multe biserici care au parte din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul și ele sunt împărțite în toată lumea ortodoxă. Peste tot sunt particele din moaștele Sfântului Ioan Botezător. Un Costel întreabă dacă botezul Domnul nostru Iisus Hristos este model pentru om. Păi oameni, nu mai scrieți Iisus cu un singur I, că înseamnă măgar în ebraică. Chiar e jignitor la adresa lui Hristos. Din ce punct de vedere? Noi trebuie să înțelegem aici că acest botez al lui Hristos în râul Iordan nu a fost de fapt botezul propriu zis al lui Iisus, pentru că mulți spun că noi ar trebui să ne botezăm la 30 de ani, cum și Iisus s-a botezat la 30 de ani, însă botezul autentic al lui Iisus a fost la 8 zile prin tăierea împrejur. Acesta era botezul Vechiului Testament, așa se intra în legea mozaică, prin legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram, ca toți cei de parte bărbătească, în a 8-a zi, să se taie împrejur. Și cel care nu se va tăia împrejur să fie stârpit din neamul lui Israel. Deci atât cât de drastică era porunca. Și atunci noi ne întrebăm dacă un copil nu era tăiat împrejur și era omorât, era vina copilului? Nu, era vina părinților. Deci atât cât de importantă este
educația pe care părinții o dau copilului. Dar, revenind, deci botezul lui Iisus propriu-zis, autentic, a fost de mic, de copil, când a intrat în legea părinților săi. Dar, prin acest botez al pocăinței pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl face în numele nostru, pentru că el a fost fără de păcat. Și aici trebuie să înțelegem noi că Dumnezeu, fiind fără de păcat, fiind Fiul lui Dumnezeu, ia asupra sa păcatele noastre. Deci el le ia pe toate și de aceea se afundă în Iordan să spele păcatele noastre ale tuturor și de aceea, în momentul în care se ridică, aude vocea Tatălui. Iarăși ne spune Sfântul Vasile cel Mare, de aceea s-a auzit vocea lui Dumnezeu la ieșirea lui Hristos din Iordan, să arate că Duhul Sfânt și vocea și comuniunea cu Dumnezeu se face după pocăință și după curățirea păcatelor omului vechi, atunci începe viața cea nouă, atunci începe Duhul Sfânt să strălucească noi. Și aici este interesant că dacă Dumnezeu, fără de păcat, și-a asumat păcatele noastre ale tuturor și le-a pironit pe cruce, noi care avem atâtea păcate, nu ne asumăm nici măcar păcatele noastre proprii, nu mai zicem pe ale altora. Deci nici măcar păcatele pe care noi le-am făcut de bună voie, cum să spunem, nesiliți de nimeni, deci pe care le-am făcut din proprie inițiativă, nici pe aceea nu le asumăm. Iar iată Hristos, fiind fără de păcat, și-a asumat păcatele tuturor oamenilor. Deci aici trebuie să înțelegem că botezul nostru este un botez care se face din apă și din Duh, așa spune Ioan Botezătorul. Eu vă botez cu apă, însă cel care vine după mine și care este mai mare decât mine, vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Deci, iată, foarte interesant. Ioan Botezătorul doar turna apă pe capetele celor care își mărturiseau păcatele și încercau să înceapă o viață nouă, dar era o apă care nu putea să ierte cu desăvârșire păcatele. Dar iată că Hristos este cel care îi spune lui Nicodem în Convorbirea de Taină: dacă nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va intra în împărăția cerurilor. Și iată că Hristos este cel care binecuvintează și sfințește apa. Și noi, că apa pe care noi o avem la botez este o apă baptismală plină de puterea Duhului Sfânt. Avem niște rugăciuni foarte frumoase care se rostesc acolo, ca să Dumnezeu să binecuvinteze apa aceasta, să nu se ascundă cumva vreun duh rău, vreun duh întunecat care aduce tulburare cugetului și care poate să destabilizeze pe om. Și ne rugăm ca apa aceea să fie plină de putere îngerească, plină de har, plină de puterea Duhului Sfânt. Și iată că această apă în care omul se botează, ce face? I se șterg toate păcatele, mai ales păcatul strămoșesc. Deci omul devine o făptură nouă în Hristos Iisus. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Și așa cum am spus, prin întreita afundare înseamnă moartea omului vechi și învierea omului nou. Moartea împreună cu Hristos și ridicarea împreună cu Hristos, pentru că Hristos a stat tot așa 3 zile în inima pământului, a stat în mormânt și asta reprezintă întreita afundare, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și cele 3 zile pe care Mântuitorul le-a pregătit, le-a petrecut în mormânt. Și de aceea această taină a botezului este o taină deosebit de importantă, pentru că vedem la alte confesiuni, la alte denominațiuni, iau pur și simplu apă de la robinet și vin și te stropesc un picuț și asta e botezul. Sau o pun acolo într-o cadă sau într-o bale sau într-un bazin și asta e botezul. Nu. Nu numai din apă. Deci, vedeți, ei stau cu Scriptura în mână, dar ei sunt primii care nu respectă Scriptura. De nu se va naște cineva din apă și din Duh. Ce înseamnă Duh? Duhul Sfânt care s-a coborât peste apostol, Duhul Sfânt care s-a coborât în biserică, Duhul Sfânt care lucrează prin succesiunea apostolică, Duhul Sfânt care ce face? Sfințește apa, o curățește și o face o apă exact cum Hristos a sfințit apa în râurile Iordanului, ca să fie apa un element de curățire și un element de înnoire sufletească. Vă spun eu cum fac. Deci este botezul cu apă și botezul cu Duh. Duh Sfânt. Botezul cu apă, spun ei, îl fac ei, adică spun, îl facem noi, dar botezul cu Duhul Sfânt ți-l face Dumnezeu când consideră că este momentul sau când te alege. Și care este validarea acestui botez cu Duh? Când persoana botezată are o vedenie, o stare, o... Așa, Eu am următoarea întrebare. Dacă spune Hristos, nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va intra în împărăția cerurilor. Și dacă omul după ce se botează moare și nu mai are această revelație personală, s-a născut din Duh sau nu? Păi stați puțin, că revelația aia de obicei este foarte subiectivă, adică oamenii își auto-induc anumite stări, sau inventează. Da, sau inventează. Nu mai naște.
Da, exact, păi nu e naștere, că ei spun că noi nu botezăm cu Duhul Sfânt, că nu avem puterea asta, doar Hristos are, deci noi te băgăm în apă, dar restul, și fiecare are tot interesul să inventeze o vedenie, o stare, sau să-și autoinducă, că îi se emoționează foarte tare, începe acolo să tremure, și e foarte, săraci, e râsul plânsul. Radu mai departe vă întreabă de ce ne trebuie o viață ascetică ca să compunem acatiste sau cântări de laudă. Da, viața ascetică înseamnă curățirea de păcate. Nu poți să compui un acatist sau o laudă care implică teologie, implică un imn de laudă profund la adresa lui Dumnezeu sau la adresa Sfinților, atâta timp cât nu ai inima curățită și cât în inima ta încă mai sălășluiește păcatul, nu poți să ai iluminarea de care ai nevoie pentru a scrie astfel de cuvinte. Vedem sfinții care au alcătuit cântări, Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Cosma Melodul, Sfântul Roman Melodul, curățindu-se de păcate și ajungând la această virtute a iluminării dumnezeiești, primind Duhul Sfânt din belșug, mintea lor deja s-a ridicat la taine cerești și au avut această insuflare și această iluminare. Deci nu poți să ajungi la iluminare dacă nu treci mai întâi prin etapa de curățire de păcate, adică etapa ascetică a luptei cu păcatul. Bun, Constantin vă întreabă tot legat de tema aceasta ascezii. Când încerc să spun rugăciunea inimii, nu reușesc să o fac pentru că nu aș avea atenția distributivă și la rugăciune și la cele pământești. Ce pot face pentru a îmbunătăți situația? Trebuie să încercăm să o repetăm cât mai des, așa ne spun părinții filocalici. Roagă-te cum poți ca să ajungi să te rogi cum trebuie. Adică dacă noi insistăm și încercăm să zicem cât mai des, cu cât mai multă luare aminte, cu cât mai multă smerenie și cu cât mai multă simțire, tot repetând, asta este silința noastră. Iar faptul că rugăciunea vine și începe să se simtă singură sau începe să ne însuflețească, asta este darul lui Dumnezeu, care la unii vine mai devreme, la unii vine mai târziu, asta este rânduiala lui Dumnezeu. Ceea ce depinde de noi este să ne străduim. Împărăția cerurilor este a celor ce se silesc, adică să ne străduim să încercăm să zicem cât mai des și cu cât mai multă luare aminte. Maria vă întreabă dacă ne-am spovedit în ajunul botezului Domnului. Putem să ne părtășim 3 zile la rând fiind zile de sărbătoare? Aici este rânduiala și binecuvântarea duhovnicului. Cei care au ținut tot postul, cei care se pregătesc, cei care își citesc canonul de împărtășanie și primezi binecuvântare de la duhovnic, bineînțeles că se pot împărtăși. Bun, Darius, cred că soția întreabă dacă sunt în perioada aceea lunii, pot bea aghiazmă mare? Iarăși aici părerile sunt împărțite. Din tradiția noastră bisericească, în perioada aceasta, femeia are această smerenie pe care a avut-o și Maica Domnului, care fiind în perioada de 40 de zile, nu a venit la templu, deși ea era prea curată, deși nu avusese durerile nașterii, deși nu avusese acele curgeri firești, totuși Maica Domnului se smerește și ține această rânduială de curăție și vine abia la 40 de zile, atunci când aduce pe Iisus la templu din Ierusalim, și de aceea femeile în perioada aceasta, având această smerenie, pot să stea o perioadă departe de cele sinte, dar, bineînțeles, cu binecuvântare, pot lua aghiazmul după ce se termină periodul femeiesc. Nu este nicio problemă, pentru că nu este bătută în cuie această perioadă de 8 zile, chiar dacă a trecut, cu binecuvântare, aghiazma mare se poate bea și după aceea. Deci pot să bea după ce se termină perioada, ca să aibă așa conștiința împăcată de plin. Mihaela vă întreabă dacă putem amesteca aghiazma mare de anul trecut cu cea de anul acesta. E bine să nu amestecăm, pentru că, slavă Domnului, Dumnezeu ne dă apă în izvoare, ne dă apă pe care noi putem binecuvânta și putem face destul aghiazma mare, nu avem nevoie să o amestecăm. Încă din contră, văd că la fiecare an chiar tot timpul mai rămâne aghiazma mare de anul trecut, adică nu de anii trecuți. Putem strupi, nu? Dacă avem curți, gardurile, dacă avem prin casă, pe casa scării, pe la vecini, fără să-i agresăm, desigur. Alexandra vă întreabă dacă am fost botezați în Biserica Ortodoxă Rusă. Trebuie să ne rebotezăm în Biserica Ortodoxă Română? Nu. Botezul este valabil. Botezul nu se repede. Spune Sfântul Apostol Pavel, un domn,
o credință și un botez. Dacă ați fost botezați la Biserica Ortodoxă, cu rânduiala ortodoxă, botezul nu se mai repete. Este o mare greșeală pe care știu că o fac și cei de pe stilul vechi, care rebotează, și este un păcat foarte mare pentru că răstignesc a doua oară pe Hristos. Deci botezul făcut în numele Sfintei Treimi este valid și nu se mai repetă niciodată. Iar Biserica Ortodoxă, da, deci toată biserica, cuprinde Biserica Ortodoxă rusă, română, georgiană, sârbă, greacă. Înțeles. Există această comune dintre biserici. Da. Sfântul Munte și toate celelalte biserici aflate în comune. Maria vă întreabă, spune felul: am o soră care nu s-a spovedit și împărtășit niciodată, îi place să ia după altă lume Sfânta Împărtășanie. Se poate ca din cauza asta nepotul, adică fiicul, băiatul sorei, să aibă de la 2 ani diabet și fata cu cancer de piele? Asta nu putem ști noi, asta este numai rânduiala lui Dumnezeu, care de obicei pentru păcatele părinților uneori îi pedepsesc și pe copii, pentru că copiii sunt oglinda părinților și copiii sunt punctul cel mai sensibil pentru părinți. Atunci când un copil suferă, părinții au cea mai mare durere și cea mai mare tulburare sufletească, dar Dumnezeu în înțelepciunea sa știe cum să-i atragă pe fiecare și cum să le dea poate o boală, poate o neputință, poate un necaz, dar în toate trebuie să vedem modul pedagogic al lui Dumnezeu de a lucra și de a îl întoarce pe om la pocăință și de a-i da semne ca omul să se cunoască mai bine pe el însuși, să-și reorganizeze viața și să înțeleagă că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, vrea să se întoarcă și să fie viu și că prin necazuri noi ne mântuim și este cea mai bună metodă pe care Dumnezeu o găsește atunci când omul este în lene, în nepăsare, în indiferență și dacă nu venim la el de voie, venim de nevoie. Deci toate aceste nevoi, toate aceste necazuri le îngăduie Dumnezeu ca noi să înțelegem că mântuirea sufletului este mai importantă decât orice pe lumea aceasta. Alvin vă întreabă, ce rugăciune ar trebui să citesc pentru a-mi apropia părinții de biserică, la spovedit și împărtășit? Mereu se scuză că nu ajung datorită oboselii și lipse de timp. Cea mai bună rugăciune este Paraclisul Maicii Domnului și Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, ca să le lumineze mintea, dar trebuie cu vorbă bună, cu dragoste, cu înțelepciune, să încercați să îi apropiați, pentru că noi avem foarte mare nevoie de a ne ajuta unii pe alții, de a ne susține unii pe alții și, așa spune Sfântul Apostol Pavel, voi cei tari, purtați slăbiciunile celor neputincioși. Și atunci, uite, mama, uite, tata, uite, haideți cu mine, haideți că vă duc eu cu mașina, sau haideți că vă ajut eu, haideți că vă chem eu un taxi, sau, adică să le arătăm bunăvoința de a-i ajuta și de a-i sprijini, pentru că e foarte ușor să ceri pe cineva sau să-i reproșezi, dar e mai greu să-l ajuți, să te pui în pielea lui, să-i înțelegi neputința, să-i înțelegi boala, să-i înțelegi slăbiciunea și să încerci cu toată ființa ta să-l ajuți și să fii asemenea samarineanului milostiv, să torni vin și un de lemn, adică bunătate, dragoste, iubire, răbdare și, bineînțeles, rugăciune, că asta este cea mai importantă. Bun, două întrebări mai sunt. Mădălina vă întreabă, părinte, credeți că sfinții când se rugau aveau și gânduri care nu au legătură cu rugăciunea? Bineînțeles. Am citit acum, dar nu mai știu unde, la Sfântul... Cred că Sfântul Isaac Sirul, parcă, spunea că doar îngerii sunt cei care au o rugăciune curată și neîmprăștiată. Noi oamenii, prin firea noastră căzută, prin firea noastră pătimașă, foarte adesea alunecăm și chiar și sfinții au avut momente în care normal că mintea zboară la alte lucruri, dar au avut această luptă necontenită de a-și ține mintea în inimă, de a avea o atenție cât mai... o încordare a minții și o trezvie cât mai profundă și, bineînțeles, că este și darul lui Dumnezeu care la un moment dat vine și care poate să-ți lumineze și să-ți curățească desăvârșit mintea, astfel încât să nu mai zboare deloc. Dar, bineînțeles, toți simțim să nu uităm că au fost întâi oameni și că oamenii au avut și ei căderi, slăbiciuni și tot felul de momente de rătăcire. Și ultima întrebare, Lili Neceartă aici, este ortodoxă, menționați în alt comentariu, spune că botezarea cu Duhul Sfânt a se citit din Faptele Apostolilor, unde Sfântul Petru botează pe Corneliu după ce Sfântul Duh a coborât peste Corneliu. Nu mi se pare corect să le luăm în derâdere pe alții. N-am luat în derâdere pe nimeni, doar am spus modul ciudat în care se întâmplă botezul la alte confesiuni. Dacă vreți să adăugați
gând. Nu am ce să adaug, pentru că noi avem o rânduială clară și precisă în care avem niște rugăciuni și avem o taină în biserică care nu se face așa la întâmplare, ci se face prin rânduială dumnezeiască. Și același Petru care l-a botezat pe Corneliu și care s-a rugat și s-a coborât Duhul Sfânt, același Petru este cel care a întemeiat primele comunități creștine, care a hirotonit primii episcopi și primii preoți și care le-a dat această rânduială de a se boteza oamenii cu apă și cu Duh Sfânt, adică rânduiala botezului pe care noi o avem până astăzi în biserică. Biserică una sfântă, sobornicească și apostolească. Deci, sfinții apostoli pe care îi tot citează toți sunt cei care nu au fost nici într-un cult, nici într-o sectă, nici într-o denominațiune, ci au fost în biserica cea vie a lui Hristos, au fost martori învierii sale, au fost cei care au alcătuit primele comunități creștine și care au întemeiat primele biserici și care au făcut primele sinoade apostolice și care au predat mai departe învățătura Mântuitorului Iisus Hristos nealterat, așa cum avem și noi până astăzi, botezul făcut în numele Sfintei Treimi, cu apă și cu Duh Sfânt, nu separat, ci în același timp. Și tocmai asta am spus, că ei botează cu Duhul după botezul cu apă. Adică dacă e să ne luăm după ce spune acolo, ar trebui întâi să aibă o descoperire, nu? La Duhul Sfânt și după aia botezul cu apă. Adică și nu luăm în derâdere. Trebuie să înțelegeți un lucru. Nu mai puneți aceste secte apărute de nu știu când la același nivel sau pe aceeași treaptă cu Biserica Ortodoxă. Vă rog eu frumos, nu mai cădeți în capcana asta diplomației progresiste, să-i spunem, moderne, da? În care, vai, da, îi respectăm, ferească Dumnezeu, nu urâm oameni, nu stigmatizăm oameni, nu blamăm, nu-i urmărim pe stradă, nu-i jignim, nici pe internet, nu jignim sectar și așa mai departe, dar trebuie să spunem, să aducem la lumină toate aceste practici și toate aceste greșeli, pentru ca oamenii să înțeleagă că nu e de joacă cu Sfânta Scriptură, cu Dumnezeu, cu toate aceste reguli și dogme care ne-au rămas de la Sfinții Părinți. Pentru că oricât ai sta, și am mai spus asta și o mai spun, poți să studiezi atlasul de anatomie 10 ani, 20 de ani, să studiezi tu singur acasă. Dar dacă e să operezi pe cineva, nu o poți face. Tot un chirurg care face facultatea de medicină, face rezidențiatul, face ucenicia pe lângă alt chirurg mai experimentat și preia toate aceste tehnici și învățături moștenite din generație în generație, tot el va fi capabil să opereze. Deci asta este distinția și trebuie să fim atenți că nu urâm pe nimeni, doar că trebuie să scoatem la lumină toate aceste înșelăciuni și greșeli care se află în lumina adevărului. Exact. Așa cum și ei ne întreabă de mii de ori de ce ne închinăm la icoane, de ce ne cinstim Sfintele Moaște, de ce, de ce, de ce, și noi le răspundem, așa și noi îi întrebăm sau aducem la lumină și aducem spre discuție toate aceste practici care sunt departe de adevăr. Bun, părinte, dacă nu mai aveți nimic de adăugat, mulțumim de suflet pentru prezență și mulțumim pentru răspunsuri. Înainte să ne dați un ultim îndemn duhovnicesc, mulțumim tuturor pentru întrebări, pentru mesajele frumoase, mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară. Nu uitați să vă abonați, să distribuiți acest live, să dați un like, țineți aproape, ne vedem cât de curând. Părinte, vă rugăm un ultim îndemn pentru această seară. Un ultim îndemn este faptul că Sfântul Ioan Botezătorul este la fel de actual și astăzi și că Dumnezeu își pregătește în continuare venirea sa la noi și că Dumnezeu lucrează prin noi oamenii, și aici aș vrea să aduc în vedere lucrarea lui Dumnezeu prin slujitorii bisericii, episcop, preot și diacon, mai ales prin faptul că noi am primit acest dar de a pregăti calea lui Dumnezeu, de a pregăti credincioșii prin spovedanie și prin împărtășanie, de a se întâlni cu Dumnezeu și de a-L cunoaște pe Dumnezeu, dar am ascultat un cuvânt frumos al părintelui Ghelasie, care a murit de la Sighișoara și care povestea că părintele Arsenie Boc așa îi spunea adesea, că atunci când el stă în scaunul de spovedanie cu epitrahilul, cu crucea și credinciosul stă în fața lui și se spovedește și stă în genunchi, că cel care stă în genunchi, acela este preotul cu păcatele lui, iar cel care spovedește și care are epitrahilul și care pune mâinile pe cap, acela este Hristos, care iartă și care dezleagă.
Deci acesta ar fi un îndemn, în primul rând, pentru noi preoții, că noi suntem cei care iertăm, nu noi suntem cei care dezlegăm, nu noi suntem cei care ne-am răstignit pentru păcatele oamenilor, ci Hristos este Cel care este viu și care lucrează pe noi. Noi suntem doar niște martori, cum spune la molitva de spovedare, suntem doar niște instrumente, suntem doar niște robi netrebnici, care ne spune Hristos, când pe toate le veți împlini, slugi netrebnice să vă numiți, că ceea ce erați dator să faceți, aceea ați făcut. Deci noi, în virtutea hirotoniei, a primirii Harului Duhului Sfânt, avem această datorie de a învăța, de a povățui, de a spovedi, de a sluji, de a jertfi Sfintele Taine. Deci noi avem această datorie, dar Hristos este Cel care lucrează pe noi și Sfânta Liturghie. Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce jertfești și Cel ce te împarți. Deci Hristos este, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, împrumută de la preot doar mâna și gura. Hristos este Cel care jertfește, Cel care lucrează tainele și Cel care lucrează mântuirea noastră. De aceea vă îndemn și pe dumneavoastră să așa să-L priviți pe preot ca un om cu neputințe și cu slăbiciuni, dar în care lucrează Hristos. Și când aveți gânduri să vă rușinați de anumite păcate, gânduri de a nu spune totul la spovedanii, gânduri de a nu vă spovedi, să vă gândiți că nu veniți să vă spovediți la un om, pentru că este și această concepție des răspândită, de ce mă duc la preot să spună toate păcatele mele, să spună prin sat tot ce am făcut. Nu, preotul este legat prin canon de a nu dezvălui taina spovedanii cu pedeapsa cateristirii chiar, dar în momentul în care alergați să vă spovediți, să vă gândiți că alergați la Hristos cel bun, milostiv și iubitor, care a spus: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Jugul meu este bun și povara mea este ușoară. Nimeni nu ne poate ierta păcatele decât cel căreia Dumnezeu i-a încredințat această sarcină a pregătirii sufletelor prin spovedanie și prin împăcarea cu Dumnezeu. Deci duhovnicul are un rol esențial în lume, în societate, așa cum spunea și Sfântul Filaret al Moscovei. Dați-mi mame bune și dați-mi duhovnici buni și voi schimba fața lumii. De aceea avem nevoie să avem un părinte duhovnicesc, să avem un povățuitor duhovnicesc, să avem un duhovnic care să ne ierte păcatele și să ne pună în legătură cu Dumnezeu. Pentru că vedem că mintea noastră adesea cade în înșelare, adesea o luăm pe cărări greșite, pentru că nu știm pe ce drum să o luăm. Și sunt atât de mulți oameni săraci, foarte debusolați, foarte deznădăjduiți, foarte neștiutori, care nu știu încotro să o apuce. Însă iată că Dumnezeu, lumina lumii, și astăzi, prin glasul preoților săi, prin glasul bisericii, prin glasul Evangheliei, prin glasul Sfinților Părinți, ne vorbește în continuare, ne cheamă în continuare la mântuire, ne iartă în continuare și vrea să se unească cu noi în chip desăvârșit prin împărtășanie și în chip desăvârșit în împărăția cerurilor, unde spune că mă duc să vă pregătesc loc, ca unde voi fi eu să fie și slujitorul meu. Deci în continuare, în biserică se păstrează rânduiala de sfințire, de curățire și de împăcare a omului cu Dumnezeu. Cel ce are urechi de auzit să audă. Amin. Amin. Sără dreapta, mulțumim. Doamne ajută tuturor. O seară frumoasă și Doamne ajută tuturor și la mulți ani celor care poartă numele de Ioan și de Ioana, praznic luminos cu petrecere cumpătată. Așa e, am uitat. La mulți ani tuturor. Numai bine și numai sănătate multă.